E adevărat ce spunem Psalm, că nu îmi ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și cunoști. Este adevărat și din punctul de vedere al faptului că a rare ori putem să exprimăm prin cuvinte și în cuvintele noastre ce simțim în sufletul nostru. Și mă bucur că nu poate să ajungă în pronunția mea ce este în sufletul meu, dar este cunoscut de Dumnezeu și bucuria aceasta o trăiesc chiar în clipa aceasta, când vom învăța din nou ceva frumos din scripturi, având acest înalt privilegiu, să învățăm din aceeași carte din care a învățat Isus. Ce alt privilegiu sau privilegiu mai înalt decât acesta? Și cu această ocazie, prin harul Domnului, vom explora împreună o temă subtitlul Străinul și Oile. Știți că în românește există expresia aceasta, te paște, și de obicei ea este asociată cu ceva negativ. Te paște o boală, te paște nenorocirea, te paște un lucru sau altul. Dar în scripturi, ea nu este asociată cu răul, exclusiv cu răul, ci și cu binele. Acesta este Echilibru pe care îl găsim în Dumnezeu și în felul cum Mântuitorul nostru adresează, după aceasta îl, îl cunoaștem. Îi recunoaștem vocea într-o prezentare în care se vorbește de felul cum crește neghina, dar se vorbește și de felul cum crește grâul în același timp. Când vom vedea o prezentare monocoloră, adică vorbim doar de una sau de alta, vom, nu vom recunoaște în ea glasul, celui care a vorbit despre greu și neghină, spunând amândouă cresc, crește și greul, nu doar neghina. Nu sunt orb să nu văd creșterea neghinei, dar nu sunt la fel de orb să nu văd creșterea greului. Dumnezeu nu este absent din peisajul acesta. Așadar, vom explora prin Harul Domnului, într-o vreme ca a noastră, semnificația unui astfel de cuvânt. În a doua Tesaloniceni, capitolul 2, ne este descrisă cu exactitate starea lumii noastre de astăzi. Omenirea a întors spatele adevărului și a cerut, ireversibil, nenegociabil, să fie servită cu neadevărul, cu o minciună. Din cauza faptului că n-au -au primit dragostea adevărului pentru care a pledat Dumnezeu și Duhul Sfânt, din cauza aceasta le este, trimisă, le este trimis ce au cerut. Când comanzi ceva la Amazon, 99% vine ce ai comandat, să întâmplă și să nu vină ce ai comandat. Dar la Dumnezeu niciodată. Când a venit ceva la mine. Este lucru pe care l-am cerut în adâncul sufletului meu, pe care l-am dorit, pe care l-am ales, despre care nu am vrut să stau de vorbă literalmente, nici măcar să aflu sau să înțeleg sau să întreb cu privire la ceea ce cer, pentru că Biblia spune cereți și nu știți ce cereți, cereți ca să risipiți. Doamne, aceasta e cererea mea ce fel e cererea aceasta mea? Copilul cere, nu, dăm cuțitul. Vreau să mă joc cu firele astea care sunt electrice. Nu. Nici măcar n-am stat de vorbă cu domnul cu privire la cererea mea. Discutam cu prieteni ieri la cu privire la expresia pe care această doamnă din New York a folosit-o. Când i s-a spus chiar Dumnezeu dacă vine în fața mea, când însă a răspuns. Sunteți dispusă să vă schimbați părerea într-o privință sau alta. Și dânsa a spus chiar Dumnezeu: dacă vine în fața mea și îmi spune să-mi schimb părerea, eu o să-i spun: Sorry, Charlie. Adică pleacă de aici. Îmi pare rău nici, nici vorbă. Nu este înțelept. Nu suntem în niciun fel de siguranță. Suntem cu siguranță pe un drum rău în momentul în care închidem ușa cuvântului lui Dumnezeu. În raport cu alegerea noastră, oricare este ea. Ați observat că glasul lui Isus nu sună așa. Glasul lui Isus sună, Tată, cer lucrul acesta, dacă se poate să treacă paharul, dar ușa este deschisă. Nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Cer să treacă paharul acesta și supun ție, Doamne, felul în care Tu vei răspunde, sau nu vei răspunde, acestei cereri. Acesta e glasul păstorului. Mulțumim lui Dumnezeu că El este acela care ne-a obișnuit sufletul cu glasul Lui. În această cumplită criză a omenirii, în care neadevărul domnește și strică tot pământul, a, întrebarea care se ridică este a părăsi Dumnezeu lumea, a lăsa Dumnezeu lumea la discreția celui rău, a abandonat Dumnezeu adevărul și a lăsat minciuna să domnească? Este Dumnezeu absent în această situație? Ascultați cuvântul pe care îl spun unii oameni cu privire la starea lumii de astăzi și de la început până la sfârșit. Nu veți auzi decât sinistru, grozăvii, spaime, lucruri care sunt menite să, cum spunea o doamnă, seriile precedente, imediat ce am ascultat prezentarea asta, am trăit o cumplită depresie în sufletul meu. Aceasta a fost intenția vorbitorului. Dacă îl întreb, nu o să spună aceasta, dar roadele vorbesc despre pom. Și în condițiile acestea, în care starea aceasta a lumii, a, a cuprins sufletele oamenilor până acolo încât scriptura spune își vor da sufletele de groază numai la auzirea veștilor, din cauza că ele sunt a, prezentate atât de otrăvit, atât de toxic, încât oamenii nu supraviețuiesc toxicității acestea. În această vreme a lăsat Dumnezeu lucrurile la discreția diavolului? A, este cu totul imposibil să admitem un astfel de gând, pentru că plin este cerul și pământul de prezența ta. Niciun rău nu s-a săvârșit în acest univers decât în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a fost absent de nicăieri și nu este nici astăzi. Așadar, revenind la expresia aceasta românească, ce te paște? Găsim reversul ei în Psalmul 23. El mă paște în pășun verzi. Acesta este acest lucru nu trebuie trecut cu vederea. În timp ce în lumea noastră se întâmplă toate aceste lucruri, nu pot să spun în dreptul lui Dumnezeu că a abandonat lumea, că a lăsat-o pe mâna celui rău, nu pot să spun lui Dumnezeu că a dezertat, că a evadat din planul pe care el l-a îndeplinit pe pământul nostru. E adevărat că la mijloc sta alegerea mea și alegerea ta. Este foarte adevărat. Contează foarte mult unde aleg să pășunez și mai ales ce pășunez. Contează foarte mult cine mă paște, unde mă paște, ce pasc. Ca să aplicăm deci, ilustrația aceasta a psalmului. Românii mai au o expresie, nu contează atât de mult ce mănânci, cât contează ce te mănâncă. Aceasta este o, o problemă care ar trebui luată în considerare în fiecare tratament medical cu care astăzi oamenii încearcă să facă față situațiilor din lume. În timp ce domnul păstorul meu mă paște în pășuni verzi, aceia care au refuzat păstoria lui au refuzat să fie păscuți de el și s-au păscut singuri. În psalmul 49, versetul 14, spune, îi paște moartea. Îi paște moartea. Aș vrea să marcăm lucrul acesta pentru că este una din alternativele care stau în fața noastră la fiecare pas. Iar în psalmul 140, Omul cu limbă mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupitor nenorocirea îl paște și îl duce la pierzare, îl paște. Ne înspăimântăm când vedem ce cuceriri face minciuna și neadevărul astăzi. Ne uluim când a, a, neadevărul dezbină familii, biserici, oameni, prieteni, frați, pretutindeni, ne mirăm de lucrul acesta, Astăzi asta e partea neagră și rea, dar vă rog aduceți-vă aminte și de partea luminoasă și frumoasă, și anume că nu durează, limba mincinoasă trăiește doar o clipă. A trecut repede. omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe pământ și pe omul asupritor nenorocirea îl paște nenorocirea al Paștei și îl duce la pierzare. Și când, Doamne, până când stăpâne, Doamne, întreabă sufletele de sub altar din cartea Apocalipsei, până când stăpâne, Doamne, acesta fiind o ilustrație a glasului omenirii care strigă și Eclesiast 8 cu 6 ne răspunde pentru orice lucru, este o vreme și o judecată și nenorocirea Paște pe cel care aduce și trăiește în nenorocire. Iar Dumnezeu, bunul pastor, paște pe acela care și-a încredințat sufletul în mâna lui. Așadar, este însemnat și foarte important să iau seama unde pasc și ce pasc. Ați observat că în vremea lui Elisei au făcut o mâncare. Hai să mâncăm. Dacă e mâncare, păi nu e mâncare, e moartea în oală. Adică nu, vreau să spun că n-ar avea sens să mai amintesc cuiva faptul că are importanță, contează foarte mult ce mănânci. Ce este în oală, adică ce servești. Sigur că lucrul acesta o să-l învățăm în minutele următoare ca răspuns la situația din lumea noastră. Omenirea care a răspuns și a lepădat dragostea adevărului primește acum lucrarea rătăcirii pe care a ales-o și a cerut-o. Așadar să mergem împreună în Evanghelia după Ioan la capitolul 10, versetul 1. Salvarea omenirii în mijlocul acestei cumplite confuzii, în mijlocul acestui timp întunecat, întuneric mare, acoperă pământul va fi foarte greu să restabilești sau să stabilești adevărul cu datele care sunt puse la dispoziție astăzi. Chiar menționam despre această doamnă redactor a ziarului New York Times, a scris cum ar fi astăzi că în America au fost 900 de de cazuri de copii infectați și a doua zi când probabil cineva i-a chemat la ordine, însă ziarul New York Times a spus, o, oh, vă rog să ne scuzați, nu sunt 900 de mii, sunt numai 61 de mii sau ceva în genul acesta, o distanță astronomică. Dar nu există niciun fel de rușine de oameni sau frică de Dumnezeu în publicarea numerelor sau datelor. Ceea ce are importanță este agenda agenda în slujba căria este pusă presa sau religia sau Biblia sau credința sau toate agenda aceasta care domină la un moment dat ideea de adevăr. În vremea aceasta însă Dumnezeu nu ne-a părăsit iubiții mei. Mă simt un om binecuvântat sunt fericit în sufletul meu. N-am nicio frică în inimă pentru copiii mei, pentru adunarea unde slujesc sau familia mea. N-am nicio frică în vremea aceasta de cumplită confuzie pentru că știu că în același timp, în același loc, în același fel, nu se aude doar glasul neadevărului, ci se aude și glasul blândului pastor. Ce mai, ce mai trebuiește dincolo de aceasta? E de ajuns. Mergem în Ioan, capitolul 10, versetul 1. Adevărat, adevărat vă spun. Cine, int cine nu intră pe ușă în staulul oilor, e un hoț și un tâlhar. Am ascultat un domn cu privire la cultul pe care dumnealui îl conduce. Și l-am întrebat, cunoscând un pic mai mult din... Dosarele nedeschise, încă poate? L-am întrebat: Ai informat pe oamenii aceștia care te urmează cu privire la intenția pe care o ai? În sensul că le-ai spus tot ce ai pe platou, le-ai spus ce servesc, ce mănâncă oamenii aceștia, adică le-ai spus ce crezi, le-ai spus unde vrei să-i duci pas cu pas. Dacă oamenii aceștia ar ști că tu crezi aceste lucruri, de fapt, și dacă ei ar ști că tu îi injectezi și picuri acolo în vena lor, cu voia lor, cu consimțământul lor, ei îi cumpără de la tine, tu vinzi. Dacă ei ar ști produsul final, ar mai cumpăra oamenii aceștia? Dacă ar fi știut Samson unde duce drumul acela, îi mai trebuia așa ceva? Sau s-ar fi răcorit probabil pe loc. Cine nu intră pe ușa în staulul oilor? Adică e vorba de transparență dacă scopul, agenda, obiectivul pe care îl slujești este dumnezeiesc, mai de ce să-l ții ascuns. Nu au de ce să, afli, să afle, oamenii după aceea că de fapt tu erai în slujba altor lucruri de un fel sau altul. De une zi am ascultat un documentar cu tremurător șefului mai FBI-ului, cea mai mare agenție de spionaj din lume, șefului FBI, I-a fost spus, mergi imediat să întâlnești un mare șef de spionaj din Cuba. A mers acolo, l-a întâlnit pe acesta și acesta a spus că a evadat din Cuba și vrea să lucreze pentru serviciile de spionaj americane și așa mai departe. Și la un moment dat începe și dictează omului acestuia și spune, ne cunoaștem, cunosc pe cutare care lucra cu el. De unde îl cunoști numele acesta? A rămas încremenit. Și atunci el îi dictează spionul acesta refugiat din Cuba, îi dictează 48 de nume care lucrau în direct cu conducerea FBI-ului, care de fapt erau agenți dubli, în același timp lucrau pentru inamicul. Iubiții mei, lucrul acesta poate să se întâmple literal chiar în mijlocul nostru. Se vorbește de oameni infiltrați, se vorbește de oameni care au o agendă diferită. Cum vom putea cunoaște de obicei cine se este infiltrat, cine se infiltrează într-o astfel de organizație? Trebuie să fie o persoană extraordinar de morală, trebuie să aibă o conduită fără reproș, toate lucrurile sunt la locul lor, nu ai de unde, de ce, cum și cum să te agăți de omul acesta. Cum voi ști? Iată ce scrie versetul uh, 3. Portarul deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume. Nu a rămas în omenirea noastră decât glasul lui Dumnezeu care mai stă martor pentru adevăr. Nu am cum să cunosc cu simțurile mele nici măcar cu raționamentele mele, cu psihologia mea. Nu pot să mă rezem pe nimic dintre acestea. Pentru că n-am cum să depășesc în răutate pe cel rău. N-am cum. Și nici nu este cazul. Nu suntem în competiție pe linia asta. Dar există un instrument al lui Dumnezeu pus în sufletul nostru, care dacă este primit, care dacă este iubit, care dacă este prețuit, atunci te va face să auzi glasul păstorului care fie va confirma ce auzi, fie va infirma Dumnezeu lucra împreună cu slujitorii lui și confirma ceea ce făceau ei. Și oamenii nu auzeau glasul apostolilor sau slujitorilor lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor, ci auzeau glasul păstorului despre care vorbeau ei. El era acela. Ați observat în Samaria. Prima dată am crezut în el pentru că ne-ai spus tu. Acum nu mai credem că ne spui tu. Acum credem pentru că noi înșine am auzit glasul lui. Oile aud Glasul lui este ultima redută în omenirea noastră. Glasul lui Dumnezeu, acest preasfânt și prețios glas pentru care mă rog și sunt fericit în sufletul meu că este prezent. Sunt fericit că pentru toți aceia care vor să audă glasul pastorului, el răsună frumos. Mulțumir lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Nu merg deloc după un străin, spune versetul 5, străinul și oile, știți? Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, de ce? Pentru că nu cunosc glasul străinului. Ce glas este acesta? Ce învățătură este aceasta? Ce se dorește din lucrul acesta? Cu ce ai rămas după ce ai ascultat lucrul acesta? Ce a făcut din tine hrana aceasta pe care ai servit-o poate fără să cercetezi? Oile mele, spune Domnul Hristos, nu merg după un străin pentru că nu-i cunosc glasul. O, oh, câte glasuri de străin sunt, nu ne interesează. Este greu să facem astăzi inventarul iadului cu atâtea variante, culori și nuanțe de glasuri străine. E greu să facem. Este imposibil. afară de Dumnezeu, nimeni nu are catalogul complet al acestor glasuri străine. Noi nu, noi nu suntem chemați la aceasta. Noi suntem chemați să cunoaștem un singur glas și tot ce va fi diferit de acesta, sigur că nu -are, are sens să discutăm din ce clasă face parte. Ele nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Mă găseam cu soția mea într-o adunare mare, undeva, și un astfel de domn era pe scenă, vărsând grămezi de cuvinte amestecate, din care nu rămânea nimeni cu nimic. Era un fel de manipulare din această neurolinguistică. Un om care căuta să literalmente să amețească pe cei ce l-ascultau. Și oamenii au ieșit afară cu dureri de cap. Dar ce credeți că am văzut noi în, chiar la început, după câteva minute în care omul acesta începuse să mocirlească scripturile acolo în auzul oamenilor? O doamnă în vârstă, în vârstă, de la țară, o femeie curată cu fotă și opinci. S-a ridicat frumos în spatele nostru și a zis cu glas tare, cuvinte repetate, maică. S-a ridicat, a ieșit afară și a plecat. Era o ființă trează care a spus, nu seamănă cu glasul păstorului. Și a ieșit afară și s-a întors în sat la treburile ei. În vremea aceasta, este un singur lucru pentru care trebuie să ne rugăm și să trăim, ajută-mă să-ți cunosc glasul, Doamne, ajută-mă să-l înțeleg și ajută-mă să-l ascult. Nu ajunge să știu, nu ajunge să înțeleg dacă refuz să ascult. Ajută-mă, aceste trei lucruri, ajută-mă să cunosc glasul tău, ajută-mă să înțeleg glasul tău și ajută-mă să urmez glasul tău. Adevărat vă spun, a zis Iisus, că eu sunt ușa oilor. Cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari. Oile n-au ascultat. De, ei. de ce? Nu cunosc glasul lor. Hoțul nu vine decât să junghie, să fure și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Glasul tău trebuie să... Urechea ta și urechele, urechea sufletului tău trebuie să discearnă bine intenția care este în spatele glasului. Ascultă bine! Iată ce spune Domnul Hristos, cu ce distinge pe el de aceștia care au venit în numele lui, hoți care să junghie, să fure, să prăpădească, oameni cu agenda. Îi distinge foarte mult obiectivul și intenția. Ei au venit să fure, să junghie și să prăpădească pe când el a venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Oare să fie un animal mai priceput decât noi? E foarte posibil. El știe să citească fața unui om rău și fața unui om bun, și de aceea cuțul fie dă din coadă și se apropie de tine, fie fuge. Pentru că el, el deosebește. Noi, oamenii, greu învățăm lecția aceasta. Și pierdem adesea, suferim, adesea rătăcim, din motivul acesta doar. Nu cunoaștem distinția dintre glasul și glasurile. Mii de drumuri care încotro se duc întreabă, spune, dintre toate, ce cărare să apuc? Scriptura spune, urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice. Iată drumul, mergi pe el când veți voi să vă abateți. Aș vrea să mă abat la dreapta sau la că mi se pare potrivit, mi se pare bine. se mi s-a părut că e bună ideea aceasta cu, cu, ce, cu spionajul, cu ce, Mi s-a părut că este bună. Mi s-a părut că e bună legea aceasta cu fiicele lui Celofad, cu Moș. Mi s-a părut că e bună. Nu, no. urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul, mergi pe el când vei vrea, vei avea înclinația, tendința, argumentele, să te abați la dreapta și la stânga, iată drumul mergi pe El. Cunoștința aceasta, cunoașterea glasului Dumnezeu, este de fapt temelia umblării noastre cu Dumnezeu pe pământ. Nu încerc să descriu acest lucru. Nu se poate descrie. Se poate doar trăi. Dar îmi să mă rog în sufletul meu pentru toți ceilalți care m-a trimis Dumnezeu vreodată, Doamne, fă să auzi în glasul Tău fă să distinge glasul tău între atâtea glasuri. În timpul serviciului militar am, fost, am lucrat la transmisiuni la morse. Știți, cei care cunoaște specialitatea aceasta, alfabetul morse. La un moment dat, când eram la stația de transmisie, acolo, băteau morse zeci, sute, în același timp. Era un, un haos teribil de sunete ce era acolo dar eu stăteam încordat pentru că acel corespondent cu care eu trebuia să intru în legătură și căruia trebuia să-i trimit mesajul cifrat, acela avea un anume glas. Și deodată, în mijlocul la toată hărmăla acela, aud un ușor tiii... o, oh, ah, acesta e omul, gata. Imediat am intrat pe recepție, am anunțat că sunt acolo și am început dialogul se numea stația de garnizoană. Iubiții mei, trăim într-o lume în care mii de drumuri care încotro se duc, mii de glasuri vorbesc într-un fel sau altul. Trăim într-o lume care a fost inundată, invadată de acest tsunami de neadevăr în care nuată omenirea într-o parte și în alta. Și la adăpostul acestui întuneric cel rău ar dori să-și facă lucrarea. Dar întunericul de peste împărăția fiarei nu este întunericul din inima ta și din inima mea. Era mare întuneric peste Egipt, dar nu peste Goshen. Într-o vreme ca aceasta, voi nu sunteți fie ai nopții, fie ai întunericului ca ziua aceea să cadă peste voi în felul acesta, ci voi sunteți fie ai zilei. Urechea voastră trebuie să cunoască și să discearnă glasul lui Dumnezeu. Nu numai să. Nu există confuzie între glasul lui Dumnezeu și glasul răului. Nu există. Nu, nu există apropiere, nu există armonie. Nu. Oh, uite, imita atât de aproape încât ai zice că. Așa este pentru acela care nu cunoaște glasul lui Dumnezeu. Imitația este, apare ca original. Pentru acela care a cunoscut și a gustat ce bun este Domnul, la o experiență în care suntem invitați noi toți, pentru acela nu există favoare mai înaltă decât a cunoaște glasul lui Dumnezeu. Și a putea să-l recunoaștem între mii de glasuri vor întreba oamenii, cum de a luat Abraham pe fiul lui? Pe ce bază? Pe baza glasului lui Dumnezeu. A cunoscut glasul lui Dumnezeu. Mântuitorul în capitolul acesta 10 din Ioan ne, ne spune mai am și alte oi care nu sunt din staurul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul, glasul meu. Și va fi o turmă și pastorul este Isus. Acesta este criteriul care adună Biserica lui Dumnezeu din lumea întreagă. Ea cunoaște glasul păstorului. Ele vor asculta de glasul meu, spune Domnul Isus Hristos. Acum după ce a spus cuvântul acesta, așa cum și noi vom trăim această experiență. Din pricina acestor cuvinte, versetul 19 din capitolul 10 din Ioan, s-a făcut dezbinare între iudei din pricina acestor cuvinte. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? Unde vă este mintea? Cu alte cuvinte. Cuvintele Domnului nostru Isus Hristos împlinesc prorocia lui. N-am venit să aduc pacea, ci Sabia. Întotdeauna sper că înțelegem sensul acestor cuvinte. Nu este Isus care, el a spus, pune Sabia acolo, nu se lucrează cu Sabia. Nu, ci el vrea să spună că, în ce scrie în versetul 19, pe baza acestor cuvinte pe care el le-a spus, iarăși s-a făcut dezbinare. Iubiții mei, este imposibil și nu este de datoria niciunui om să indice uh, altui om, să-i spună altui om, uite, acesta e glasul lui Dumnezeu, și să devii tu conștiință pentru omul acela. Nu. Nu este dat niciunui om. Conștiința noastră este locul în care domnește Dumnezeu și în care vorbește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acolo, în taina sufletului tău. Cere lui Dumnezeu să-ți descopere glasul lui. Învață să înțelegi acest glas, învață să-l distingi. Nu uita niciodată să te rogi pentru lucrul acesta, la orice fel de intersecție a vieții. Doamne, nu mă interesează cum stau lucrurile, ci mă interesează să aud glasul tău, încotro trebuie să vă iau, ce trebuie să facă? Aceasta este umblarea cu Dumnezeu. Și, așa frumos scrie în cartea Apocalipsei despre ce 144.000. Aceasta e caracteristica lor, ei urmează pe el oriunde merge el. Aceea este, acela este traseul lor, este, aceasta este chemarea și pentru mine și pentru tine. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Deci nu este vorba de vreo pricepere este vorba de vreo tehnică, nu este vorba de vreo specializare sau specialitate în materia aceasta, de vreo elită, de vreo clasă aparte, de un grup de inițiați. Nu, nu. Este vorba de a vrea și a asculta. Lucru care este dăruit fiecăruia dintre noi. Tatăl nostru Ceresc nu este un Dumnezeu părtinitor. El iubește la fel și pe Sfântul Ilie, el iubește la fel și pe cel căzut în fără de lege. El mă iubește la fel pe mine și pe tine. Haideți să încredințăm sufletele noastre, credinciosului ziditor, să înțelegem glasul. Tată, aceasta ne este rugăciunea cu această ocazie. În mijlocul acestui scomot, în această cumplită hărmălaie de glasuri, ajută-ne să-ți auzim glasul, să-l cunoaștem și să-l ascultăm. Amin.